În urmă cu 10 ani decideam că nu o să mă mai urc în viața mea pe un hardtail, dat fiind confortul destul de redus. Dar iată, acum am intrat în posesia unui Mondraker. Este entry-level-ul suprem, probabil cel mai ieftin Mondraker cu rost de 29 pe care poți să ți-l cumperi. Și m-am gândit să o achiziționez ca bicicletă de antrenament. Acum, așa cum probabil știți, majoritatea bicicletelor care ajung în posesia mea o să sufere ulterior și niște upgrade-uri. Sufere. Ceea ce înseamnă că și bicicleta aceasta va primi câteva componente noi, dar m-am gândit că dacă tot voi face asta, să o fac sub formă de experiment. Așadar, dacă voi monta pe bicicleta asta componente de top, câte kilograme o să salvez și cât va costa de fapt toată această investiție? Și voi calcula, bineînțeles, prețul per kilogram. Bun, și să încep să-mi strâng și piesele, o să încep cu furca. E agățată aici de perete doar pentru show. Și în sfârșit o să aibă și un rost în viața asta. Hați. Și ghidonul rental, clar, fără discuții. Apoi roțile, roata de spate, roata de față. Cred că trebuie să-i schimb discul. Asta de cât e de 200? Oh, Doamne. Clar, trebuie schimba discul. Așa și ar mai fi și frânele, dacă știi pe unde sunt. Plăcuță de frână. Hydraulic disc brake, ia să vedem ce mai merge. Oh la la, oh la la. Astea sunt niște XTR-uri din generația precedentă. După cum se observă, iată, scrie prototype pe ele, dar sunt încă foarte funcționale. Și sper să o găsești pe cea de spate. Arată impecabil, plăcuțe au, ar trebui să funcționeze. Era să se mi-uit de transmisie, iată. Cam asta ar fi, X0 wireless. Hello to you too! Și o să încep prin a demonta roata de față. Demontăm apoi etrierul. Desfacem conducta de pe furcă. Iar prinderea asta de plastic eu montez înapoi. Nu de alta, dar nu vreau să o pierd. Și trecem la manșoane, unde am nevoie de un imbus de 3. Aș fi păstrat mult ghidonul ăsta, nu știu ce să fac. Cred că îl păstrez sau nu, pun întâi rental-ul și dacă nu-mi place cum stau pe bicicletă, îl pun pe ăsta la loc. Super tari gradațiile astea pe aici, e de 7.40, lat. Iată că am scăpat de frâna de față, Doamne, cât de grea este. Este un SRAM level, dar întărește cu două frâne extere, cred. Aici va fi puțină distracție pentru că va trebui să scot conducta din cadru. Și nu scosul e problema, ci băgatul celelalte. Ok. Desfac și comanda de lockout. Apoi să scot furca. Și vedem mai departe ce se întâmplă. Cuveta inferioară ar trebui să fie compatibilă cu cealaltă furcă pe care vreau să o montez. Sper să nu apară vreo chestie de asta care să-mi strice feng shui-ul, nu? Și voilà! Așadar, pe repede înainte, după cum ați observat, am montat furca, am montat cuveta de jos, am introdus-o pe cadru, am lăsat un distanțier jumate sus și unul mai mare jos, am montat și frâna de față, s-a potrivit perfect. Nu pot să-i pun încă un adaptor pentru că nu știu ce disc voi folosi și acum voi trece la demontarea
frâne de spate. Și gata, ce ușor este să demontezi chestii. Oricine poate să strice. Așa, acum vreau să-i demontez și transmisia. Scot repede lanțul. Haț. Și haț. A început să plouă. Gata cu pauza, gata cu ploaia. Continuăm. Am introdus deja aici în vârf. Cum naiba-i spune? Oh, dar ce greu intră ăsta. Acel ștuț care intră pe conducta de frână. Mai trebuie oliva ca să sertizez. Hai să introducem și acest manșon de cauciuc, căci sigur are rolul de a menține liniștea acolo în cadru când se mișcă conductele și cămășile. Pe aici trebuie să intre. Băi, cred că am băgat-o la fix. Introduc conducta pentru care mă rog să apar aici în față și să o nimeresc. Gata, am rotit-o. Până a ieșit. Acum trebuie să o bag cu tot cu bucata asta de cauciuc. Dar nu contează. Nici măcar nu m-am speriat. Și imediat intră și al doilea, dar parcă totuși aș prinde și trierul ăsta pe spate. Așa, să prindem și maneta pe ghidon. Provizoriu. Mă rog. Ia să vedem, se rupe? Nu se rupe, dacă se dă ghidonul peste cap, este fix la limită. O să montez și angrenajul. Este tot un SRAM Descendant. Mă rog, poate nu e neapărat cel mai potrivit pentru bicicleta asta, dar are vreo 600 de grame. Deci am făcut o economie de 220 de grame față de vechiul angrenaj. Așa că mă declar mulțumit. 54 de Nm acum. Așadar, am montat și roata de spate. Discul atinge un pic, va trebui să aerisez bine frâna. Și acum să montez și trierul, dacă tot suntem aici, la capitolul acesta. Trecem trierul pe aici. Conducta rămâne în interiorul furcii. Gata, și trebuie să mai caut un adaptor de 180 ca să pot să monteze trierul ăsta. Am adus adaptoarele. Ăsta e de 180, am adus mai multe, just in case. Și acum trebuie să găsesc un șurub potrivit. Care nu va fi treabă simplă.
Acum îi mai montez schimbătorul și lanțul. Și asta a fost. Ce simplă e viața cu wireless. Ha, e lanțul mai lung. Nu contează, mă duc să o cântăresc așa. E lanțul mai lung, va trebui scurtat, dar nu mai contează, chiar mă duc să o cântăresc. Pentru că asta este configurația finală. Stai să văd dacă lipsește ceva. Roți avem, frâne, discuri. Le-am pus, transmisia o avem. Angrenajul avem. Avem tot ce ne trebuie. Și este toată lumea pregătită? kg. Ce naiba? Bun, și așa arată bicicleta acum. Deci calculele ei sunt felul următor. Dacă merită această sumă pentru 1,8 kg date jos, nu știu ce să zic, asta doar voi decideți, dar aș schimba la această bicicletă câteva componente care m-ar interesa în mod direct. Anvelopele în primul rând, furca la un moment dat și probabil și transmisia dacă aș vrea să mă duc pe la competiții. Bun, și acum o să mă apuc să o finalizez, practic. Nu pot să o las așa. Uite ce burtă a făcut lanțul. Și cam ăsta a fost micul experiment. După cum se poate observa, nu sunt prea încântat. Adică nu atât pe cât m-aș fi așteptat să fiu. Nu știu de ce speram să ajungă undeva la 10 kg bicicleta asta, dar n-a fost să fie. Pentru asta probabil mai aveam nevoie și de un cadru din carbon. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Ne vedem data viitoare. Pe curând!